Bună seara! În această ședință de guvern, care tocmai s-a încheiat, au fost adoptate următoarele acte normative, respectiv primul proiect de ordonanță de urgență introdus pe ordinea suplimentară în ședința de guvern de astăzi, vizează deblocarea unor proiecte cu finanțare europeană, proiecte de infrastructură esențială pentru dezvoltarea comunităților locale, proiecte de apă, canalizare și management al deșeurilor. A fost necesară o ordonanță de urgență pentru că acest proiect, deși a fost înaintat în Parlament spre adoptare, se pare că majoritatea parlamentară, așa cum bine se poate observa, are alte priorități decât interesul dezvoltării comunităților locale, interesul dezvoltării proiectelor de infrastructură esențiale pentru a face față perioadei de criză actuale, când este nevoie de investiții publice pentru a relua activitatea economică în sectoare esențiale. Așadar, pentru că Parlamentul nu și-a făcut treaba nici de această dată, guvernul condus de premierul Ludovic Orban a adoptat în această ședință de guvern o ordonanță de urgență pentru deblocarea unei sume de 354 de milioane de lei pentru continuarea proiectelor de realizare a unor nouă infrastructuri de apă, canalizare și management al deșeurilor, care în absența acestor fonduri riscă să fie reziliate și Comisia Europeană să ceară returnarea banilor europeni. De asemenea, în ședința de guvern de astăzi a fost adoptată o hotărâre de guvern, așa cum guvernul Orban a promis, pentru ajutor umanitar pentru Republica Moldova, pentru frații noștri din Basarabia, pentru a face față crizei răspândirii infecțiilor cu coronavirus în țara vecină, respectiv un ajutor umanitar în valoare de 16,5 milioane lei sub forma unor materiale sanitare necesare pentru a face față eforturilor de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus. Un alt proiect de act normativ important adoptat în această ședință de guvern vizează exceptarea unor venituri primite de către angajații care în perioada stării de urgență au lucrat în contact direct cu cetățenii în anumite sectoare economice, precum cele de distribuție sau vânzare a alimentelor, rețele comerciale, curierat, sectoare economice unde, în ciuda riscurilor, angajații au continuat să-și desfășoare activitatea și au primit din partea angajatorilor anumite prime. Aceste prime în bani sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale și contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru a da posibilitatea acestor angajați să rețină o sumă cât mai mare din aceste prime. De asemenea, în ședința de guvern de astăzi au fost adoptate două acte normative inițiate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Regionale și Administrației, respectiv instituirea procedurii și adoptarea prevederilor legale care să permită depunerea documentațiilor online pentru cadastru și o transpunere a prevederilor din codul administrativ în ceea ce privește organizarea ședințelor online la nivelul autorităților publice locale. Tot la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, astăzi a fost înaintată o hotărâre de guvern pentru reorganizarea acestui minister. În urma adoptării acestui act normativ, organigrama Ministerului Lucrărilor Publice se modifică și vor avea loc reduceri în ceea ce privește numărul de posturi pentru demnitari și posturi de conducere cu 30%, iar pentru funcții de execuție va fi o reducere cu 25% a schemei de personal, rezultând în final un număr de angajați la nivelul acestui minister de 765 de persoane. Un alt proiect de act normativ așteptat în urma consultărilor pe care guvernul le-a derulat în această perioadă cu diverse industrii
afectate și mai ales ca urmare a necesității desfășurării unor campanii ample de informare la nivelul opiniei publice în ceea ce privește regulile care urmează să fie respectate după încetarea stării de urgență și în perioada actuală de stare de urgență. Vorbim despre măsuri atât în ceea ce privește protecția sanitară pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus, cât și măsurile necesare pentru reluarea activităților în domeniul social și economic. Aceste măsuri necesită o informare amplă la nivelul opiniei publice și guvernul a decis derularea unei campanii de informare publică în acest sens. Această campanie de informare publică reprezintă în același timp un mecanism de sprijin pentru industria, mass media și jurnaliștii din România, care în această perioadă au veniturile din publicitate afectate în mod semnificativ și în absența derulării unei astfel de campanii, practic funcționarea lor ar fi puternic afectată, cu consecințe extrem de grave în ceea ce privește funcția lor de asigurare a unei informări corecte a cetățenilor și din punct de vedere al Guvernului, această măsură este un mecanism de sprijin pentru asigurarea accesului la informare corectă și echilibrată din partea industriei mass media pentru cetățeni în această perioadă. Acest proiect de act normativ a rezultat în urma consultărilor cu structurile asociative din industria mass media, publicitate și de asemenea ai administratorilor de mijloace de promovare prin mijloace amplasate în interiorul localităților, prin panotaj stradal. A fost ample consultări cu structurile locale și regionale ale jurnaliștilor, atât din presa scrisă cât și din cea radio-televiziune, radiodifuzori și în urma acestor consultări, la propunerea acestor structuri asociative, a fost instituit un mecanism cu criterii clare, obiective, transparente de alocare a fondurilor pentru derularea acestei campanii. Vorbim despre un buget alocat de maxim 200 de milioane de lei pentru derularea campaniei pe o perioadă de 4 luni. Mai mult de jumătate din acest buget este alocat pentru zona de presă tipărită, online, locală, regională sau pentru stații TV și radio locale și regionale. Astfel, 47% din acest buget este alocat pentru desfășurarea campaniei la nivelul televiziunilor naționale, diferența respectiv 53% pentru celelalte medii de comunicare. Campania urmează să se desfășoare în mod transparent printr-o aplicație informatică dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României și gestionată de Secretariatul General al Guvernului prin această autoritate, o platformă web în care toți participanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate se pot înscrie pentru a participa la această campanie, iar în urma înscrierii în această platformă va fi publicat raportul cu sumele alocate pentru fiecare furnizor media și condițiile contractuale de participare la această campanie. În limita bugetului alocat, în funcție de evoluția necesităților de informare publică privind situația, contextul social și economic generat de epidemia cu coronavirus, această campanie poate fi prelungită pentru perioada următoare, repet, în limita bugetului alocat de 200 milioane lei. În fine, un alt act normativ aprobat de guvern în această perioadă, nu înainte de a prezenta acest act normativ, aș vrea să fac o referire la anumite comentarii apărute în spațiu public cu privire la o inițiativă a Guvernului de modificare a legii audiovizualului. Aș vrea să fac precizarea că nu a fost prezentat niciun astfel de proiect la nivelul Guvernului României, nu s-a discutat și nu s-a adoptat un astfel de proiect de modificare a legii audio-vizualului. Tot în acest context,
aș vrea să amintesc că față de campania de informare publică gestionată de guvern, amintită mai devreme, complementar cu această campanie, a fost adoptat un memorandum pentru aprobarea acordului între Guvernul României și Google pentru derularea unor campanii de informare din surse autorizate prin intermediul platformei Google, în urma disponibilității acordate de compania Google de a oferi acces gratuit pentru astfel de promovare în limita sumei de 1,2 milioane de dolari. În fine, un ultim act normativ pe care aș vrea să vi-l prezint se referă la un alt memorandum pentru inițierea procedurilor necesare pentru accesarea fondurilor europene din mecanismul de tranziție justă. Vorbim de 757 de milioane de euro alocate pentru România și prin acest memorandum adoptat în ședința de guvern, practic încep negocierile cu oficialii Comisiei Europene pentru stabilirea mecanismului de accesare acestor fonduri de care beneficiază România, de care poate beneficia România în perioada următoare. În încheiere, îl invit pe colegul meu, ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, care a prezentat în ședința de guvern și în urma inițiativei domniei sale au fost adoptate mai multe măsuri de sprijin în sectorul agricol, un sector puternic afectat în această perioadă atât de condițiile meteorologice, cât și ca urmare a amânării în anii anteriori adoptării unor măsuri necesare pentru dezvoltarea acestui sector. Domnule ministru, aveți cuvânt. Mulțumesc. Bună seara și pentru agricultura românească și pentru țăranii și fermierii români care în această perioadă se confruntă cu consecințele secetei pedologice extreme și puternice. Guvernul României a adoptat 4 măsuri de sprijin. Aș începe cu prima, care se referă la hotărârea privind plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal. Plafonul maxim aprobat a fost de 85 de milioane de euro, iar beneficiarii sunt 41.000 de fermieri care activează în sectorul vegetal și care au accesat aceste măsuri de sprijin. Vreau să fac aici o precizare. Anul trecut, la 1 august, fostul guvern a comunicat Comisiei plafoane care au nemulțumit mult pe multe categorii de fermieri. Am revenit asupra acestei decizii, am comunicat Comisiei și am primit aprobarea să rearanjăm aceste plafoane, astfel încât să creăm, pe de o parte, echitate, dar în același timp să asigurăm profitabilitatea celor care lucrează în sectoarele respective. Alt act normativ adoptat în această seară pentru susținerea agriculturii se referă la programul național Apicol, care se desfășoară pe o distanță de 3 ani și are un buget de 30 de milioane de euro. Ca și element de noutate față de programele anterioare, se vor putea finanța măsuri de asistență tehnică și consultanță de specialitate, măsuri de promovare a apiculturii și a produselor apicole și, de asemenea, cumpărarea echipamentelor de procesare și ambalare. S-a mai adoptat o hotărâre privind programul pentru angajarea tinerilor în agricultură, piscicultură și industria alimentară. Este un program care vine în sprijinul fermierilor și a celor care activează în agricultură și industria alimentară, care doresc să angajeze tineri, iar statul oferă un sprijin lunar în funcție de situația tinerilor angajați. 1.000 de lei lunar pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, 750 de lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, respectiv 500 de lei pentru persoanele fără studii. În fine, tot astăzi s-a adoptat și hotărârea privind schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină în acvacultură. Astfel să venim în sprijinul celor care activează și în acest domeniu. Vă mulțumesc!
Da, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea acestor acte normative. Cu aceasta încheiem briefingul de presă de la finalul ședinței de guvern. Vă urăm o seară bună!